de control a autorizat eronat decolarea cursei, fără a asigura eliberarea pistei. În plus, anumite regulamente în baza cărora s-a desfășurat activitatea pe aeroportul Otopeni au articole și prevederi necorelate și neclare, care pot fi interpretate diferit și fac dificilă aplicarea lor. Accidentul s-a produs datorită autorizării eronate a rulajului și decolării aeronavei ROT 3107, fără a fi asigurată eliberarea pistei. Comisia de investigație tehnică a propus o serie de măsuri, în număr de 11 mai exact, pentru siguranța zborului, în vederea evitării producerii unor accidente similare. Compania Națională UTI susține că echipa de balizaj a procedat regulamentar. Procedat regulamentar din punct de vedere al accesului pe pistă și al autorizării de a intra pe pistă. Conducerea aeroportului Henri Coandă refuză să dea declarații până în momentul în care va intra în posesia raportului final. Reprezentanții Ministerului Transportului propun instalarea unui sistem de supraveghere a mișcării pe pistă la aeroport și reorganizarea pozițiilor de lucru în turnul de control. Totodată ei spun că este nevoie de modificarea unor reglementări de licențiere a personalului de dirijare și control, precum și organizarea unor inspecții la unitățile din trafic în cadrul Romața.